Scandal uriaș la finala Cupei României de fotbal feminin. Campioanele de la Olimpia Cluj și-au ieșit din minți pe Arcul de Triumf și s-au bătut cu adversarele. Fotbalistele de la Olimpia Cluj au luat titlul, dar au pierdut cupa și au acceptat greu înfrângerea. Fetele au spart banca de rezerve și s-au luat la pumni cu rivalele. Cu 8 cupe în palmares, clujencele au refuzat medaliile de argint de la Stoichiță. Arbitrul le-a supărat pe jucătoare. Trist să ajungi după 13 ani de zi sau 15 ani de fotbal să vii și să nu fii respectat. Carmen București a câștigat Cupa României după 2-1 cu Olimpia Cluj. A fost prima finală pentru fotbalistele de la Carmen București. Grea medalia asta la gât? E puțin grea, dar ne obișnim cu ea, nu-i problemă. Când așteptați să ridicați cupa? De 5 ani de zile de când ne-am înființat.